gherila. Păi cum să zic, stimată populație abia imunizată, dragă populație ce încă se află în dreptul volanului, în plin trafic, hai și restul pacienților. Gherila live de acasă. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Luați acum de intrați pe pagina de Facebook a Radio.Gherila și pe contul de YouTube al radioului ăsta, nu de alta, dar o să vă expuneți timp de o oră unei trupe total atipice în zona asta de cultură alternativă locală. Și o să folosesc, da, cuvântul ăla semi-elevat, fusion. Păi o să fie o parte de o oră, de fapt, de fusion, de etno-fusion, de la ei de acasă, să citi din studio, al unei trupe ce, așa cum citesc de la ei, ce folosește dialectele istorice românești pe care le combină cu muzicile de plantație afroamericane. Să nu lungesc, sunt trei doamne și toți trei, cei trei reprezentând Graiul aici. Gheri live de acasă. Thank you.
Chiar ei, cei trei, fix aici. Gheri Live de acasă. Hai să fie clar, e fața voastră de găsit, bine, și în urechile voastre, dacă sunteți cu boxa apropiată colțului blocului în cap. E Alina Ciolcă, e Sergiu Popa, hai și Adrian Chepa. V-am mai arătat, la un moment dat o să vorbim și despre asta, înainte să vă citesc niște mesaje venite de la telespectatori. Excepțional, altcineva pe WhatsApp spune, muzică de ghicit în cafea, joacă șerpilii de n-are aer. Am încheiat citatul. Așa, și acum revenind de fix la voi, Alina, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, Bogdan! Bine v-am regăsit! Păi, să știi că face-to-face. E o problemă cu microfonul tău, ar trebui să mai verifici cablu. Sunt niște păcănituri ce se aud doar când tu cânti, atât. Nu de la instrumentele colegilor, să știi. Și acum s-a păcănit când tu ai vorbit în el. Ok. Deci mai verific. Hai că pe parcurs reglăm și problema. Hai că nu se mai aude, băi, gata! Bravo! Hai că nu mai păcăne! Sergiu aici este maestrul nostru. Ei, Alina, adu-mi aminte, când ați venit voi la mine? Când v-am arătat eu lumii prima oară? Prima oară am venit în 20 și nu mai știu cât aprilie, anul dar ăsta? Era nu, în 2019, exact în seara în care lansam primul album, deocamdată și singurul, dar nu ultimul, al acestui proiect. Da, am venit la un Nesemnații, de fapt. La Nesemnații chiar. Așa, eram într-o altă titulatură atunci, că atâta inspirație am avut la momentul respectiv și într-o altă componență. Și aș merge mai departe să spun într-o altă zonă stilistică, din punct de vedere al sound-ului, al transmisiei, etc., etc. Conceptul este tot ăla, dar zicem noi îmbunătățit foarte mult după venirea anul trecut, în iunie, a lui Sergiu Popa, aici de față. Domnul care se ocupă și de sunetul de astăzi. Mulțumim. Și totuși, zine tu de începutul ăsta pe care l-ai făcut tu cu Adrian, apropo de zona pe care v-ați ales-o prima dată și de ce v-ați botezat în halul ăsta. Povestește-ne tot. Zona pe care ne-am ales-o și pe care continuăm este cea a folclorului reinterpretat în perspectivă comparativă. Da, exact, etno-fusion până la urmă. Pentru că dincolo de ceea ce vorbeam noi atunci, Bogdan, dacă ți-amintești, de asemănările muzicale și de cânt tradițional, că de la asta pornim, de la cântul tradițional. Deci ce se aude aici este o integrare pe cât se poate, sigur și cu o amprenta stilistică personală, că asta e ideea de fapt, dar o integrare a elementelor de cânt tradițional. Făceam noi comparația și ziceam că am pornit de la revelația apropierii dintre un field holler de plantație, adică sub genul acela care stă la baza bluesului, punct, că e dintre toate ăla e cel mai de la bază, și muzici tradiționale în mai multe dialecte românești, cele patru, așa, dacoromâna, română, megleno română și istro-română. Ne ducem la școală. Păi știu că mă simt așa. Și ca la tablă, zici că m-ai scos acum la tablă. Sau eu pe tine. Dar tu știi. Eu, tu pe mine, de fapt, exact așa este. Așa, și de aici am pornit pe drumul ăsta, am zis ok, hai să le adunăm pastea dialecte graiuri cu graiurile lor, pentru că dialectele au mai multe graiuri. Nu intrăm în alte dezbateri cum nici atunci n-am intrat. Ele sunt muzical notate. Eu o să mă refer doar la dimensiunea muzicală, nu și la cea politică. Foarte sunt bine. Notate ca atare, ca dialecte. Dacă ia cineva o carte de a doamnei Emilia Comișel,
O să vad acolo dialectul muzical român, dialectul muzical megleno-român, printre celelalte graiuri ale dialectului muzical dacoromân. Și de acolo am pornit și ce ne-a stimulat, ca să zic așa, să ajungem la o altă titulatură și la un alt fel de sound a fost, după cum ziceam, venirea lui Serge, că noi așa îi zicem prietenii, și graiul sintetizează, după părerea noastră, cel mai bine, mai bine că putea orice alt cuvânt sau concept să o facă. Ok, un concept, da? Cam cum aș zice conceptul de dor, conceptul de doină, dacă vrei. Greu de tradus, dacă nu chiar intraductibil, în sensul în care îl regăsim noi în cultura noastră. Graiu, ce înseamnă graiu, ce înseamnă a grăi. Ok, or să vină probabil etimologii de specialitate să ne spună că vine din slav, mă rog, limbi slav, în sfârșit, zona slavonă, să zicem așa. Am înțeles și chestia asta, dar merg mai departe să spun că graiul pentru noi înseamnă exact limba aia cu care te naști. Când zic limbă, mă refer la idiom în general, limbaj, dacă vrei. Și limbajul poate fi și non-verbal, poate fi și muzical, iacă-tă. Și muzical, noi prezentăm fix ce se cântă în diverse zone. Deci sunt graiuri regionale din toți Balcanii, dacă vrei, din Albania, din Macedonia, din Meglen, din Istria, după cum știi, din România. Peste care a turnat o grămadă de stilistică actuală, contemporană. Da, și aici intervine fusionul acela și cu muzica tradițională afroamericană, care e tot un grai. Deci graiul afroamerican, cred că putem fi cu toții de acolo, dacă stăm să ascultăm, să vedem felul în care vorbeau ei, felul în care vorbesc ei. Eu pot să spun felul în care apare el scris și da, cât de greu inteligibil este. E ca și când ai citit, știi, petiția aia scrisă în limba, când era perioada stării de urgență în graiul din Bihor, din țara Binșului, cât de inteligibilă era unui bucureștean. Păi iată, ia imit-o, imit-o, poți? Poți să o imiți pentru cei care n-au prins-o? Na, pot să zic doar așa, din titlul unei piese, Băsaman Banatu-i bine. Ce înseamnă asta? Titlul unei piese din Bihor pe care avem noi în repertoriu, nu o să interpretăm astăzi, dar ea se găsește pe canalele noastre, acelea minunate. Am înțeles. Bine, stai, Alina, hai să ne întrerupem, hai să mai livrăm și ceva sonor. Hai să mai livrăm ceva. Și o să ne mai întoarcem la această discuție, dăm voie. Gheri Live de acasă. Da, o servit cu încredere graiu. Mammy told ya, oh tell her Baba well. Oh tell her Mammy told ya, oh tell her Baba well. Oh tell her Mammy told ya, oh tell her Baba well. The dress she wanted cost her a dollar at a well. A dollar at a baby, a dollar at a well. The dress she wanted cost her a dollar. Hush, hush, mammy, don't ya, don't say now a word. Well, hush, hush, mammy, don't ya, don't say nary a word. Well, hush, hush, mammy, don't ya, don't say nary a word. Well, I shall have it if it's oh, in this world, oh well. Oh, in this world, oh baby. Oh, in this world, oh well. Well, I shall have it if it's oh, in this world, oh well. Well, I get my roll well. I'm gonna Memphis. Well, I get my roll well. I'm gonna Memphis. Well, I get my roll well. Stand on a leafy window, hear the big boats blow well. Hear the big boats blow.
as I'm high, let him drop on out now. Well, raise them high, let him drop on out now. Well, raise them high, let him drop on out now. Not a difference when the sun go down, oh well. The sun go down, oh baby. The sun go down, well. Not a difference when the sun go down, oh well. Graiu! Ei, sunt Alina Ciolca, Sergiu Popa și Alin Chepa, Adrian Chepa, scuze, îi puteți vedea pe pagina de Facebook a Radio Guerilla și pe YouTube-ul radioului. Iar noi... Guerilla Live de acasă. O să ne întoarcem la ei imediat după asta. Tu vrei să rescrii regulile, să strânești controverse și să întorci priviri. Eu am fost creat să-ți fiu alături. Sunt noul Opel Mokka și sunt gata pentru ce urmează. Tu? Caută noua generație de SUV-uri pe opel.ro și la dealerii Opel. Less normal, more Mokka. This is Opel. Berea Burger te relaxează la mare sau îți aduce premiul cel mare. O mașină Toyota Corolla Hybrid. Cu Burger câștigi mii de premii instant. Bea o bere Burger, uită-te sub capac și câștigă o mașină Toyota Corolla Hybrid. Berea Burger. Făcută să-ți placă. După un an nebun, bucură-te de parcă e Crăciunul, pentru că e din nou. De Christmas in July, ai reduceri de până la 75% și livrare gratuită în Easy Box. Doar la Fashion Days. Salut, sunt Matei Oprina și Nesemnații înseamnă pentru mine, ca playlist manager, un mod ideal de a descoperi artiști noi. Pur și simplu. Au luat cerbul de coarne și au învins. Câștigătorii Nesemnații urcă pe scena prin joi înșine în fiecare săptămână. Nesemnații de azi prin joi înșine de mâine. Ai grijă de tine pentru cei dragi. La Sensiblue ai 50% reducere la Abivita Sun Spray protecție solară pentru copii, 30% reducere la Dr. Hart Spray antițânțar și căpușe și 25% reducere la Dr. Hart Complex Calciu, Magneziu și Vitamina T3 până pe 31 iulie cu cardul de fidelitate. Ultimul produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Sensiblue. Facerea de bine începe cu tine. Dana Mariei vine la Radio Guerilla în fiecare luni seară să-ți arate ce mai e cu rockul alternativ, dar și cu faptele bune, listate la bursabinelui.ro, platforma online de donații, fără comision, pentru ONG-uri care au nevoie de sprijin. Că așa-i place lui să facă frumos și bine, piticul dejun. Facerea de bine începe cu tine. Universul entero, escucha! Hei, salut, sunt Tina și am o provocare pentru tine. Cum ar fi dacă nu ai mai aștepta și ai începe o experiență de neprețuit chiar acum? Plătește cu Mastercard și profită de premiu cel mare, o Tesla Model 3, gadget-uri cool sau sesiuni de mentorat cu mine. Acum e de neprețuit. Înscrie-te și tu pe mastercard.ro/participare. Încep promoțiile de vară la Sportissimo. Hai în magazine și pe sportissimo.ro și echipează-te pentru vacanță. Te așteptăm cu o selecție variată de articole, echipamente și accesorii sportive pentru întreaga familie. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil în perioada 12 iulie-11 august 2021. Sportissimo, spor la sport! Live din vacanță sau binging de pe canapea? Tu știi ce-ți place mai mult. Noi te echipăm pentru o super vară în cea mai rapidă rețea. Vino cu abonamentul de voce mobilă la Orange până pe 24 august, activează fibră și TV prin cablu și ai Samsung Galaxy A52 5G la doar 9 euro prin buyback 5G. Detalii în magazine sau pe orange.ro. Orange. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Înapoi aici! Guerilla Live de acasă. Cu trupa Graiu, e la voi. We'll be right back.
cu acest nume, ce e de găsit pe pagina de Facebook aia Radio.Gherila și pe YouTube-ul radioului. Gheri Live de acasă. Așa, Alina, revenind, vinde-ne și nouă piesa asta. Ce a fost la bază? Din la ce zonă? Bază... Maramureș? Nu, nu, piesa asta este... Da, uite, vezi, interferențele. Este o variantă de Ia-ți mireasă ziua bună, ca pe Vlașca, exact din zona Vlașca-Clejani provine, cântată de un rapsod popular din zonă și care se găsește piesa, că eu de acolo am descoperit-o, pe un album de folclor arhaic românesc editat în anii 60 de marele etnomuzicolog american Alan Lomax, pe care îl pomenesc de fiecare dată, căruia este dedicat primul album al acestui proiect. Și cel care a furnizat lumii de altfel și piesa ce am interpretat-o mai devreme, înregistrată în penitenciarul Parchman din Mississippi, care este o piesă de prison blues cântată funk. Ei se acompaniau cu topoare, cu săpălici, cu ce aveau la îndemână. Noi ne-am acompaniat cu, ați văzut, aranjament muzical fisticiu aici la noi. E cea mai frumoasă metafora asta când armele se transformă în instrumente muzicale. Uh-huh. Exact, exact. Bun, ești de acord ca la 0758948948 telespectatorii să sugereze ce genuri actuale, dacă vrei, din zona de pop culture, să încercați voi să băgați peste folclorul arhaic? Absolut. Sunt doar sugestii, la orice, da? De genul. Sugestii, absolut. Ok, bine, atunci vă aștept la 0758948948, spuneți ce gen din zona asta actuală de pop culture ați vedea combinându-se cu ceea ce ați ascultat parțial, mă rog, cu zona de folclor arhaic, pentru trupa din fotografie alăturată, ca trupa din fotografie alăturată chiar să execute asta, graiu. Și acum, Alina, povestește-mi odată în plus, că ai mai spus și la prima venire, pogorâre în studiourile noastre, ce-ți veni cu zona asta? Zi-mi care ți-e background-ul, de unde și până unde? Pe scurt, cântând blues cu trupa Dusty Ride, din care fac parte alături de colegul meu, Adrian, am căutat și am descoperit rădăcinile bluesului. Field hollers, adică cântece de muncă cântate a capela, pe care le putem asimila, dacă vrei, chiar merg până într-acolo, doinelor de la noi. Cântecele acestea de prison blues care se cântau colectiv, spre deosebire de field hollers. La field hollers omul doinea, ca să zic așa, ca doini în Maramureș înseamnă a cânta, da? Sau a hori, pardon. Da. Horea de unul singur pe plantație, aici horeau împreună înlănțuiți la propriu. Și alte genuri, gospel, spirituals, pe care le-am mai interpretat la tine în emisiune. Azi o să fie puțin gospel, nu chiar atât de departe de strămoșul spirituals, care e mai la bază. Și într-o zi, ascultând o doină, un field holler, mi-a sunat foarte izbitor Amara Mureș. Este o piesă, un medley pe care oamenii îl pot găsi pe canalul nostru de YouTube, care se numește fix Afro Doina și este exact această îngemănare între field holler și doina. Noi nu aveam, sincer, să fiu un plan pentru astăzi, sau, mă rog, o aveam, dar am adaptat planul ca să ne încadrăm în timp. Așa că, hai, în fine, o să o dau pe scurt așa, cât poate repede, o să fie mai puțin tărăgănată decât de obicei. Ok, hai că Lord, I woke up this morning, I was feeling bad. I woke up this morning, Lord, feeling bad. I was thinking about the good times that I once I had. Hey, da duce mașina și veni, da să văd cine m-a dori. Hai, 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 șadorul lui, da să văd cine m-a dori. Cântat jumătate. Alina Ciolcă! Amun, să fie cu tot harnașamentul aici. Gheri Live de acasă. Wow! Hai că asta a fost extra. Și acolo așa și de la asta a început totul. Și tot în același timp și în paralel cu procesul acesta, colegul meu Adrian, care este român fârșerot, mi-a recomandat foarte călduros, auzind aceste muzici afroamericane, cu aceste elemente care vezi că seamănă nodurile cu hăulilile lor, ca să zic așa, da, fiindcă fix asta e, piese polifonice fârșerotești. Polifonia este o marcă înregistrată a muzicii balcanilor, din punctul meu de vedere. Se găsește mai multe culturi balcanice, dar la fârșeroți este, cum să spun, un fel de a fi, aș putea să spun, pentru că oamenii aia cântă, de câte ori se adună, cresc cu cântările astea. Ăsta-i graiu. Apropo, iar revin la ideea de graiu. Ăsta este graiu. Oamenii ăștia ascultă piesele alea de când sunt mici
și le duc cu ei mai departe în toată viața, la toate ocaziile, la toate întâlnirile. Noi nu prea mai facem chestia asta, din păcate, dar la ei s-a păstrat încă. Și o să auziți Pierre se fâr și rotește astăzi, din Balcani, și chiar și de la românii din Dobrogea, chiar și de parcă, mă rog, chiar și așa. Și cam și de asta, pentru că dialectul român s-a dovedit a fi atât de prolific, am hotărât atunci foarte ferm să răscolesc și celelalte dialecte. Și m-au ajutat niște oameni foarte faini și foarte generoși cu înregistrările lor de teren din dialectele megleno-român și istro-român. Pe istro-român situația e destul de tragică, după cum povesteam, și atunci mai sunt 300 de vorbitori în Croația, dar cu siguranță sunt mai mulți în New York, istro-român. Asta e. Bună asta, bună informație. Da. Bine, o să continuăm, dar hai să mai livrăm și ceva sonor, te rog. Să livrăm o baladă megleno-română, o baladă haiducească, care vorbește de niște evenimente foarte tumultoase de la începutul secolului trecut, dar cum am zis că nu facem politică, vă spunem doar că e vorba de un personaj pe nume Boșca. Aici se întâmplă. Gheri Live de acasă. Chiar cei trei, chiar aici. Gheri Live de acasă.
Eu sper cu ocazia asta, pentru că e foarte cinematică propunerea voastră, ca un regizor local sau nu numai, să simtă fix ce am simțit eu și să bage muzica voastră să eșueze în vreo peliculă, locală sau nu. Că e foarte mult și ajută, de fapt, poate zugrăvi o grămadă de lucruri, de întâmplări vizuale. Așa, Alina, hai să mă întorc tot la tine și să spui și înainte de a descoperi tu zona asta de fusion și tot ce ai spus până acum, înainte de apariția trupei de blues, care ți-a fost drumul muzical? Drumul meu muzical, așa cum e, a fost el, a început cu concursuri de-astea de tip top, mini top, la 5 ani. Dar mentorul meu la vremea era Tina Turner, deci aia a fost prima profesoară de cântare, nu zic de canto, că nu cred că am făcut niciodată. Ce, o imitai tot? Păi la vremea vârsta, la 5 ani, da, imitam mai mult de atât. Nu cred că zici dacă mi-e și invitația. În fine, ulterior trecând prin Janis Joplin și mulți alți soliști, mai degrabă soliști de voci masculine, mă refer Robert Plant și David Coverdale și Dio, la un moment dat am făcut parte dintr-un proiect de metale în care cântam un tribut Dio. Păi zic, cum se chema tributul ăsta? Se chema, trupa se chema All Number 7, dar mai există în prezent, eu fiind din Constanța. În rest, da, am mai avut diverse alte colaborări mai pe zona de blues, să zicem, dar mai multe colaborări nu prea au fost. Și tot am încercat să îmi găsesc și eu un loc, ca să zic așa, după ce am venit la facultate în București. La ce facultate? Academic, tu ce ai urmat? Științe politice în limba franceză în cadrul universității și limbi străine, traducători, interpreți, franceză, germană. Merci. Vous êtes très gentil. Păi asta zic că ar fi trebuit în cazul ăsta să bagi în tot fusion ăsta și în limba franceză ceva. Am cântat în franceză, când mai până liceu mai aveam niște activități în cadrul unei asociații de tineri francofoni, eram foarte entuziasmată. Și eram eu directorul cultural. Atunci am organizat și eu pentru prima dată evenimente. Ulterior m-am ocupat mai mult cu chestia asta. Ar trebui să fiu recunoscătoare pentru experiența aia. Și atunci, da, făceam spectacole, nu știu ce, cântam și în franceză. Adică doar în franceză. Eu zic peste folclorul românesc peste să bagi niște versuri în limba franceză. Este o idee. Cum ar suna? E un alt fel de fusion. Este o idee pe care cu siguranță... O să o testez, chiar o să o testez. Pentru că, da, și franceza mie mi se pare că are o expresivitate cu totul și cu totul aparte. Ca și germană, de altfel. Mult hulita germană, de la gluma aia cu Schmetterling. Știi? Așa, dar germana, ca și română, are foarte multe concepte de-astea intraductibile, pentru că sunt atât de încărcate de sensuri. Bine, atunci, tu în momentul ăsta ne poți vinde cum e cu muzicalitatea limbii române. Muzicalitatea limbii române e foarte, după părerea mea, da, și asta mai trebuie să spun, că eu nu am cântat ani de zile, mulți ani n-am mai cântat în română. După ce am cântat în festivaluri pe la 11-12 ani, gen muzică ușoară românească, și m-am oprit din a face chestia asta, am zis, eu nu mai cânt în română, eu nu pot să mai cânt în română, eu nu cânt bine în română. Ei, iată, acum cântăm mai în pan română, cum a dialecte, zis prietenul nostru Vasile, de la Utopia Balcanica, pan românește, deci mai mult decât română. Și, da, e o lecție foarte importantă pentru mine cântat în română, dar tehnic vorbind e foarte interesant, pentru că este o limbă dură în sine, pentru un cântăreț. Și sunt convins pentru un cântăreț care n-ar mai fi avut contact cu româna, nu este, e mult mai la îndemână să cânti în engleză, în franceză, în spaniolă, da, decât chiar și în germană. Ori româna are niște particularități, consonantismul ăsta, probabil moștenit de la Daci, aș îndrăzni să zic, cu zurile și cu zurile și mai ales a României, ar ști de ce, este o relativă provocare. Dar dacă... Păi, mulțumim pentru genul ăsta de declarație și lecție în același timp. O să ne întoarcem la partea sonoră. Atenție! Gheri Live de acasă. Cu trupa Graiu cu tot. Tu da noaptea e noaptea.
Studio aici. Gheri Live de acasă. E, Alina, așa cum a zis asta, în ce a fost? În ce dialect a fost? Asta a fost un cântec fârșerotesc de dragoste, extrem de romantic. Din satul Anton Poci. Este un cântec de dragoste. Dacă să zic doar versul, ultimul vers. Yeah. Tini ești bana mea, o înseamnă tu ești viața mea. Să zici chestia asta așa, pășleau, într-un cântec folcloric, mi se pare... foarte... Nu, după care au apărut manelele. E o poezie. Există o poezie foarte simplă și foarte expresivă a dialectului român, după părerea mea. Și piesa asta e una din acele poezii care exemplifică foarte bine chestia asta. Este un cântec polifonic la origine, cântat de grupul de fârșeroți celebru, grup de polifonie din Anton Poci, din Albania. Okay, și de la el am preluat și noi, sperăm că nu le este cu supărare. Este un cântec de folclor, înregistrat ca atare, dar na. Și cu permisiunea ta, am vrea să mai livrăm un moment tot de la fârșeroții din Albania, de data asta, în alt registru. Este cântecul de after party, cum zic eu mai nou, de când l-am inclus în repertoriul de concert, pentru că astea sunt cele mai noi piese din repertoriul nostru. Este despre o căsătorie aranjată. Nu vrei să încheiem cu ea? Nu vrei să încheiem cu acea piesă? Nu, nu o să încheiem cu acea piesă. Bine, atunci hai să livrăm momentul în cazul ăsta. Hai. Gheri Live de acasă. Că nu mai avem mult timp. Bărbat.
să fac bani, bani mă după mine. Mine l-ai dat doi înțeții, vreau colat și mine. Acu înțețești dată, l-ai știi vet cărbat. Mine mă-i mi-ai muieri, mine l-ai te-am bărbat. Trupa asta poliglotă încă aici. Gheri Live de acasă. Ah, de asta chiar e momentul final. La Alina vă că o să reușesc performanța, să nu vorbesc cu ai tăi colegi, cu Sergiu Popa și cu Adrian Chepa. Doar la tine da, va fi microfonul în continuare. Doream, adică, rog, așa e. Alina, la final atât. Spune ce ai învățat și dacă ai învățat, dacă te-a învățat ceva perioada asta de pandemie. Care ți-a fost lecția? Ție și grupul. E o lecție, da, în fine, cât de importantă e viața și tot felul de clișee, bla bla, ori din astea, nu, cred că ne e podul plin la toți. Ce să zic? Că e important să știi să trăiești, frate. Ok. Cam asta. E foarte bună. Să nu faci compromisuri și să-ți fie drag de viață și de lume. Bine. Păi Alina, eu vă mulțumesc, nu că nu mai e loc. E fix cât să mai livrăm piesa pe care voi ați pregătit-o. Gheri Live de acasă. Cu tot cu Graiu. Și-ți mulțumim. Want somebody to tell me answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I'm going to ask the question, please answer if you can. If anybody sure can tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. Just what is the soul of a man. I travel in different countries, traveling foreign lands. I found nobody who could tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. And a doctor's how to raise a man from the grave.
Alina Ciolcă, Sergiu Popa și Adrian Chepa. Mulțumesc cu vă, data viitoare sper să fim față în față, voi pe scenă și eu în fața ei, fără mască. Gheri Live de acasă. Radio Gherila. E Ribe Radio. Îți tăiai blugi în copilărie și îți